De mâine începe programul Litoralul pentru Toți, cu prețuri foarte mici la cazare în stațiunile estivale. Pentru ediția din acest an și-au anunțat participarea 10 de hoteluri din toate stațiunile de pe litoralul românesc, care pun la dispoziția turiștilor cumulat în jur de 4.000 de locuri de cazare pe noapte. Cele mai ieftine sunt în Eforie Nord. Are detalii colegul meu Viorel Matei. Viorel, te ascultăm. Bună ziua, domnilor și domnilor, bun găsit tuturor! Deja miroase a toamnă pe litoral, sunt nori, vremea e în schimbare, va fi cald în continuare, dar parcă nu mai e soarele torit de vară. Iar hotelierii vin cu tot felul de găselnițe de marketing pentru ca să-și prelungească sezonul estival cât pot de mult și în septembrie și să-și țină clientela pe plajă și la cazare. Să dăm câteva exemple, la un hotel de 2 stele, în luna septembrie, puteți locui cu 35 de lei pe noapte de persoană. Asta înseamnă o cameră 70 de lei, la 2 stele. La 3 stele, deja prețul este dublu, mergem la 114 lei pe noapte și, atenție, sunt tarife fără mic dejun, ca să fie cât mai ieftine. În Jupiter, de exemplu, avem hoteluri care oferă all-inclusiv cu tarif de 400 de lei pe noapte. Prețuri avantajoase, fiecare hotelier își scade tarifele în funcție de cererea și oferta pe care o are, ce oferă și ce cere, dar numitorul comun al tuturor este că scăderea e cam de 70% față de perioada de vârf a verii. Biletele acestea pot fi cumpărate direct de la recepțiile hotelurilor sau de la agențiile de turism ale fiecărui client din orașul lor, iar perioada în care se derulează programul Litoral pentru Toți este de la 1 până la 30 septembrie. Să mai adăugăm că meteorologii vin cu vești bune și spun că toată această lună va fi călduroasă, va semăna cu o lună de vară și deja avem vorba unei vacanțe perfecte. La prețuri mici, tarife reduse în toamnă. Scăpați de nervii aglomerației, de cozile din trafic și găsiți și locuri de parcare foarte ușor.